Bună ziua, Guvernul României! Iată ce aveți de făcut până miercuri seară. Acordarea de capital de lucru tuturor firmelor care au aplicat și sunt eligibile pentru acordarea acestui capital. Până în prezent s-au înscris 24.000 de firme, iar până la sfârșitul programului se vor înscrie undeva la 30.000 de firme. Banii pe care dumneavoastră i-ați alocat, 350 de milioane de euro, ajung la 5.000 de firme. Dumneavoastră în aceste vremuri nu vă permiteți să jucați alba neagra sau ruleta rusă cu o întreagă economie nu puteți să vă permiteți și eu nu pot să vă permit ca dumneavoastră să alegeți cinci firme să moară iar una să trăiască. Dumneavoastră trebuie să fiți guvernul României. Restul de 25.000 de firme au avut anul trecut o cifră de afaceri de 42 de miliarde de ron. În aceste 25.000 de firme pe care dumneavoastră doriți să le asasinați, lucrează sau lucrau anul trecut 190.000 de oameni, doar în industria Horeca, 280.000 în industria pe orizontală, pe care dacă îi mulțiți cu doi membri de familie, suntem undeva la aproape un milion de oameni pe care dumneavoastră vreți să-i condamnați la sărăcie. Dacă mă întrebați de unde să luați banii, este simplu, ei există la fonduri europene, puteți să-i luați de pe axele, de pe POIM, toate axele, în special axa 6 sau de pe POCU, în special axa 7 de la Pocu, pentru că oricum ați dovedit că nu sunteți capabili să absorbiți acești bani. Deci banii există. Și aveți termen până miercuri să nu jucați ruleta rusă și să nu deveniți cei mai mari asasini economici din istoria României. Punctul 2 pe care dumneavoastră trebuie să-l îndepliniți până miercuri este scutirea de la uh, taxele datorate statului român a tuturor firmelor afectate de criza COVID, până în momentul în care dumneavoastră veți declara închisă această criză și veți ridica orice stări de alertă, necesitate sau cum le numiți dumneavoastră. Să vă explic și de ce trebuie să faceți acest lucru, pentru că ați forțat aceste firme să funcționeze la 20-30% din capacitate, iar oamenii, la ora actuală, nu au posibilitatea, la 30% din capacitate, să plătească nici salarii, nici șomaj, nici cheltuielile fixe, utilități etc., etc., etc. Dacă nu veți face acest lucru, va trebui până miercuri să plecați. Iar punctul 3 pe care trebuie să-l faceți până miercuri este să ajutați pe toți cei care, într-un fel sau altul, i ați distrus cu această închidere. Mă refer aici la actori? Mă refer aici la muzicieni? Mă refer aici la sportivi, cluburi sportive, teatre, cinematografe, etc, etc, etc. Și va trebui să faceți aceste anunțuri până miercuri. Dacă dumneavoastră până miercuri nu faceți aceste lucruri, eu Mugur cu sâmbătă 31 octombrie acest an, voi fi în piața Victoriei pentru a vă spune că trebuie să plecați, pentru că dumneavoastră nu sunteți guvernul României. Nu meritați să ne reprezentați. Nu știu dacă voi fi singur acolo unde mersul meu, poate să fiu singur, să urlu ca nebunul, dar îi rog pe cei care mă ascultă și pe cei care sper să împrăștie acest mesaj, dacă acești indivizi vor fi la fel de indiferenți, să se uite în oglindă și să decidă ce vor să facă. Să stea acasă cu minți, ca în miorița cu telefoane mobile, sau uitându-se la știri, sau găsindu-și pretexte să nu vină să-și ia soarta în mâini, sau să vină împreună cu mine pe 31, sâmbătă, la orele 19, și să le spunem acestor indivizi că nu merită să fie guvernul nostru. Acest apel este unul pur economic, nu ține de. Credința că există sau nu COVID, de portul sau neportul măștii, de uh, PSD, USR, PNL, PMP, et, etc., nu ține de uh, religie, nu ține de că Mugur Mihescu nu mai duce bine, ține de un milion de oameni din țara asta pe care un individ la 53 de ani nu poate să permită unor vremelnici puși să conducă destinele să-i arunce în sărăcie. Eu sper că sâmbătă nu voi ieși în piață, sper să stau acasă cu familia, pentru că sper în ultimul ceas ca acești indivizi să asculte. Dacă nu vor asculta, ultima mea interpelare către dumneavoastră, prieteni, va fi joi. Și pe urmă, vom trăi și vom vedea. Vă mulțumesc!